Ce pășim? Sunt prezenți 15 consilieri, este constituită legal ședința, putem începe. Vă rog să propuneți președinte de ședință, pentru că nu avem. Vă rog. Cine este pentru? În unanimitate, domnule. Vedem. Bună ziua! Bine ați venit la ședința Consiliului Local. Este o ședință specială, o ședință demnizată. Ordinea de zi are un singur punct. Cine este pentru ordinea de zi? Mulțumesc. Este una împotrivă. Se abține cineva. Pot să spun, sau... Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului în continuarea lucrărilor de consultare pe zile Colegiul Național în Mărescu. Discuții. Da, eu îmi cer scuze că a fost intempestiv organizată această ședință extraordinară. În zilele trecute, mai precis marți, a fost vizita cea de-a treia etapă privind evaluarea proiectului cu finanțare europeană, consolidarea și clădirii Colegiului Ion Maiorescu. În urma acestei ultime faze de evaluare, au fost unele modificări privind atât denumirea, cât și contribuția financiară. Exact, au mai fost stabilite anumite sume foarte mici. E diferență de câteva zeci de mii de lei, dar este ultima formă pe care o vom depune la Ministerul Dezvoltării pentru semnarea contractului de finanțare. Având în vedere acestea, a fost nevoie de organizarea acestei ședințe extraordinare. După această dată, în cursul zilei de astăzi, se va semna documentul, se va trimite la autoritatea de management, urmând ca, sau la ADR Sud-Muntenia, urmând ca, eu zic, săptămâna viitoare și sunt certitudini ca sfârșitul lunii acestea, începutul lunii iulie, să se semneze contractul de finanțare și să, efectiv să se demareze și finanțarea pe fonduri europene a acestui obiectiv, consolidarea Colegiului Ion Maiorescu. Eu vă mulțumesc că ați dat curs acestei chemări privind votarea ultimelor modificări. Am certitudinea că financiar lucrurile merg bine, am certitudinea că și pe teren, în urma vizitei, lucrurile merg foarte bine și constructorul a garantat că la 15 septembrie elevii vor învăța în clasă, în corpul nou și acest obiectiv va fi finalizat. Vă mulțumesc tuturor! Am eu până o minune de adus la această hotărâre, propun să apară în această hotărâre și un articol privind revocarea hotărârii de Consiliul Local numărul 112 din data de 22. Da, este corect. În ședința, în hotărârea originală va apărea, a fost introdusă pe tabletă fără. Da, da. Dar revocarea să apară în articolul 7. Nu, adică să, da. Articolul 8 să fie revocarea și 8 să devină 9. Exact. Or, așa va fi. Dacă aveți cine mai sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Da, țineți un dat. Deci, mulțumim. A, mi-e la mână, nu? Da.